Gidon l-a săgetat pe Cornel Galeș mai repede decât se aștepta oricine, deși afirmă sus și tare că între el și blondina alături de care apare tot mai des în ultimul timp nu este nimic. Paparații SpyNews.ro ne arată exact contrariul, prin imaginile pe care le-au surprins cu cei doi. Galeș a invitat-o pe misterioasa femeie la o cină romantică. Și nu oriunde, ci la o terasă de fițe din capitală. Au comandat tot felul de delicatese. Au vorbit și au zâmbit, iar la final Cornel a scos portofelul și a achitat nota de plată, la care a lăsat și un bacșiș generos. Apoi, cei doi, nedezlipiți, au plecat spre mașina pe care soțul Ilenei Ciuculete o deține, doar că surpriză. La volan a urcat blondina Vivi, amica lui, și l-a dus direct acasă. Dar nu la el, ci la ea. Iar acolo, fără să se teamă că ar putea fi văzut de cineva, Cornel și-a luat din mașină tacticos mai multe hăinuțe, semn că vizita urma să se prelungească suficient pentru a avea nevoie de schimburi. Și cum nu voia probabil să o pună la treabă pe prietena lui foarte bună, și-a luat și un suport special pentru cămăși, necesar pentru ca hainele să nu se șifoneze. De altfel, nu este pentru prima dată când Cornel Galeș este surprins în compania acestei blonde. Și mai mult, cei doi s-au și sărutat. După o perioadă de 4 luni, timp în care a ținut doliu și s-a ocupat de cele creștinești pentru soția lui Ilana Ciuculete, Cornel Galeș pare pregătit să-și refacă viața. Nimeni în lumea asta care mai există vreodată, și de acum încolo cât voi trăi eu, nu o poate înlocui pe Zânica, nu o poate înlocui pe Ileana Ciuculete. Nici cum cântă ea, nici cum gândește ea, nici cum sărută ea, nici cum merge ea, nici cum se mișcă ea, nici cum...